Accident grav pe DN17 în Bistrița, Năsăud. Un bărbat a murit și un altul a ajuns la spital după ce acesta din urmă a încercat să depășească pe linia continuă. În urma impactului, unul dintre autoturisme a ieșit în decor și s-a oprit cu roțile în sus pe câmp. Accidentul s-a petrecut în această dimineață în localitatea Coldău. Un tânăr care a vrut să depășească printr-un loc nepermis a provocat un accident mortal. Acesta a izbit în plin o mașină care se deplasa în același sens de mers, în timp ce aceasta din urmă a efectuat o manevră la stânga pentru a intra pe un drum secundar. În urma impactului, mașina care a fost lovită în plin s-a răsturnat pe un câmp de pe marginea drumului, iar șoferul a rămas încarcerat. Bărbatul în vârstă de 48 de ani a rămas încarcerat în autoturismul răsturnat. Acesta a fost extras în circa 15 minute și predat echipajului de terapie intensivă mobilă. Era în stop cardiorespirator. După mai bine de 20 de minute, echipajul de salvare l-a readus la viață pe bărbat și un elicopter SMURD a aterizat în scurt timp pentru a-l prelua. După aproximativ 20 de minute, bărbatul a fost scos din stop cardiorespirator și pregătit pentru a fi transportat pe calea aerului la o clinică de specialitate din municipiul Târgu Mureș. Din păcate, bărbatul nu a mai ajuns în elicopter. A intrat pentru a doua oară în stop cardiorespirator, iar de data aceasta, în ciuda eforturilor, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Din păcate, înainte de a fi urcat în elicopter, bărbatul a reintrat în stop cardiorespirator. Pacientul a fost găsit inconștient, politraumatiz, cu TCC sever, în stop cardiorespirator, a fost resuscitat la locul accidentului, l-am preluat, am încercat să facem un transfer la Târgu Mureș, dar din păcate pacientul a reintrat în stop cardiorespirator, am resuscitat în continuare și din nefericire declarăm deces. Șoferul care a provocat accidentul a fost rănit ușor și este cercetat pentru ucidere din culpă. Polițiștii au deschis o anchetă și fac cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc accidentul.